action. Și în continuare, în cele din urmă, ajungem și la ansamblul nostru, Mugurașii Mărăsireni. Condans din zona Sucevei. Thank you.
solistă de la Mândre Totușene, dar care la fel colaborează cu ansamblul folclorii Bucurași și Mânstren, Daria Băncilă.
Mulțumim, Daria! Urmează un dans de pe Valea Trotușului, un dans bărbătesc de această dată. Invit flăcăii noștri să se pregătească. Tot o fată care colaborează cu noi de ceva ani, Ioana Bianca Coman. Să o aplaudăm! Bună seara și bine v-am găsit!
Asistent coregraf la Doina Totuși și mă ocupam de copiii de ansamblu Doina Totușului și am întâlnit o solistă. Acum, cred că ați văzut toată lumea pe Facebook, am dat un anunț că vrem să facem un ansamblu de adulți. Și s-a prezentat la repetiție, la adunare, și solista care în 2013 era tătica. Indira Cioabă, îi spune, și astăzi o avem lângă noi. Acum are ea copii la tătica. Bună seara și bine v-am găsit! Sunt bucuroasă și onoată să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Și să-ți spun 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 să-ți
Mulțumim, Indira! E mare schimbarea din 2013 până astăzi. Urmează un dans moldovenesc, dar înainte vreau să vă spun ceva. Să știți că invitația la dans pentru adulți este încă valabilă. Și pentru cei care se uită pe Facebook și pentru cei din sală, să știți că vă aștept la repetiție. Nu am glumit. Vreau să facem o formație de cei de vârsta a doua, de vârsta a treia, cei de 30, 40, 70, ați văzut de la doamna primar, ați văzut la Doina Bacăului și care ați mai fost în sală, câteva perechi, 70, acum au 74 de ani și tot dansează. Deci vă aștept la repetiții, să știți. Dans moldovenesc din zona Vrebotoșani. Yeah.